pytanie do Wojciecha Pawła. Rząd jest to makolo. Și trebuie să fim o doresc un sfert, o să vă spun răzvan dacă poate să vă lasă DVD-ul pe aici.
Nu, ne. Ai vădat de 5 ori de Sibiu. Și a dat toată așa sub Sibiu după piept, să nu ce-am născut eu, sunt prea mult contat. Dacă, atât dacă mă fi, să mă omoare și atunci. Și o să vedeți acolo fibra creștină în Vâlcea Unii, când se întâlnește cu aia la Românii, la Ovesta, ultima carte care a fost din Vâlcea. Și a fost de mult. Când fiți acolo, cine au revoluționat în Gulagul din Rusia de a fost pătrâșiori în Românii, în ce vreți? Și cartea mă zice că, doamne, acolo în Gulag am întâlnit multe personalități. Pe cine? Și împăratul Chinei. Și unde te am cult, știa foarte multe limbi, inteligent și ce rate aveți? Eu mi-a spus costumul de două ori. Costumul, zeia. Vreau să-i înghiință, să-i pipa. E tuburător. Și vezi că e neacreștin acum. Vezi ce o să spun? Deci să ne-am o creștin, că acum nu mai este frontieră, nu mai este din. Îl vezi pe cea doua, cum să zic, reacționează perfect ca acum de la iut. L-a dus Marcel Petrișor din România, a murit anul ăsta, e la 90 ceva de ani, nu știu. S-a călătorit în timpul între ani. Și acum vreo 10-15 ani l-a dus la Făgăraș. Eu pe 21 martie prezint o carte paradox, scrisă de comisar chestor de poliție Florin Șinca, martirajul poliției române. Milițenii care au băgat pe aia, pe vieții polițiști, la Făgăraș, acolo, de la soldat la general. Toți care au luptat împotriva bolșevismului, i-au învățat. Și l-a dus pe cea boa să viziteze. Să vină așa și i-a mai stat o jumătate de oră. Și l-a întrebat Marcel Petrișor, de ce mai stat? Și că mă gândesc că nu poți să-i fate și din asta. Deci, luptă extraordinară. Și atunci a zis că sămânța asta creștină e fantastică, nici nu trebuie să stai de vorbă. Ai înțeles? Nu ai niciun, nu se argumentează. Se acționează cu mântuia. Deci, așa am cunoscut, așa am cunoscut, am cunoscut, sigur, am fost odată, am vreo 10 ani la Ion și acolo am monat în Vitan, starețul, nu mi-a pus întrebarea cum veți adera la Comunitatea Europeană, nu vreau pe limbajul acesta de lemn, cum veți adera la Comunitatea Europeană, cum... Știți ce mi-a zis, nu trebuie să mă rog. Frate Dan, cum veți face față la mizerii de care vin de la noi? Și am zis, părinte, le curățăm pe ale noastre și dacă mai aveam foc să vă ajutăm. În contextul de zonă, am fost că toată de vorbă și cu budiști, toată de vorbă și cu musulmani, în sufletul tău este creștin, se întâmplă o lărgire extraordinară, să fiți foarte atenți la harul care plătește pe această țară, la creștinismul românesc. Thank you.
panu Jezusa Syna. Wiecie, jak to nas nie da się. Tak Syna, jak ja to kiedy zaradzę się. Także to karą, to nam wyczyna, to nam usypia na trochę, to jest to. Przynamy rzucić to. Și din fapt, dar sunt toate picturile care sunt de tipii bizantini.
imaginare che le nostre psicologie parte l'altra. Când intri într-o biserică renascentistă, deci uite un apel. Când intri la lege, ce uite pe Maica Domnului. Apoi s-a substituit, au devenit creator, ai frumos creator. Deci sunt dividare în mâinile. Ei sunt în poziția aia că lucrează, în permanentă lucrare, că se vină din eternitatea. De asta ochii mei să te fuge la privirea ta bărbatică, la mânăra sfârșită, picătul, lucrarea de subție, ai lucrează. Și am aici se lucrează. Eu nu face nu și nu face dacă duceți, eu am spus că nu am spus de antropologie, de antropologie, de 15 ani, o să vedeți că acolo la toți ghice și toți, toate rămașe e de anatomie. Ce? Ochiul nu se trece acolo. Este nici imaterial, nici material. Este ascezi zona aia, te duce direct, n-ați văzut. Când vorbim cu papaciu, îi spun că eu am avut bine. Nu zic, în țara aceasta a fost frumusă la un dată, în întrebare, și care se mișcă tot în urmă. Noi trebuie să aderăm în comunitatea europeană, care este o problemă de aici. Uite așa, nu știu de ce mișcă așa. Unică sufura din greasă prin cap. Dacă nu trebuie să de acolo, și s-a trăit. Când ați văzut pe capa, ce o să zică mai ca domnului cu Iisus? Nu avem voda, asta este poziția. Am văzut așa de la acolo. A, în grața română. Săracul român, să ne plinti filozofia în poporul român, a început cu două personalități, n-am zis să înțelegi. Aia e efectul următoare. Va da, da, nu putea să deschidă gurile alea și urmări, că nu pun în cap. Dar gândeau, erau tot timpul cu cer, contemplativ, din nu de rațional, nu avea de atunci astea, cu probleme. Filozofia a început cu Dimitrie Cadivet și cu Samuel Niculae. Și nu aveau cuvinte, domnule. Dinicu Gorescu, când a plecat la 1740 ceva în semnarea călătoriei mele și a văzut Occidentul, a văzut două muze și nu știa că a văzut un muze, două Dumnezeu aici. Am mai avut o mirare, ce când am plumbat aparatului de la tine, am scumpat metalul. Este extraordinar. Bun, de ce văzut asta? Ca să mecanism să-l simțim. Doamne, este încercarea, eminesul, biserica de la 1910, când a început să liturghisească limba română, nu va da semnea că e limba sfântită. E limba cu profunzim, nu este pe orizontală, este la adâncime. Suferă și tot primește și se auzi la crește. Sunt traduce, sunt franțe de bună. Vers popular și urmă de Iisus. Este o limba sfântită care vibrează. Samuel Nicu Clai vrea să spună gândire profundă. Și n-a mai văzut. A vrut să zică gândire adâncă. Domnule, știți cum a zis? E genial. Aici nu s-a poate situația perfectă. Zice, țapă nu cunoștință. Să nu aveți țapă, domnule. Mici! E țapă. Nu mici! Domnule, nu mici! E ca bancul ăla cu baciul care se dea în botă. Am știut, doi țări din care nu stau ceva la mine să la țară, să uită. Și zice, a, o chestie genială, un ciuban de mine sunt plânge. Aveam 1500 de băi așa și s-a apucat cu ea, așa și zice, să fie o mai mică, îi lipsește un an. Dar poate nu-i mai știu. Tu nu știa. Tu îi zice ceva și lipsește un an. Stă la botă așa și privește în zara, e că adicată și trece unul tânăr de 20 de ani, zice, îmi prin față, trece că zice, Ia uite, aici e o cigare de voi! Și asta a început, la ce vă te reuși? Bă, să vedem la data, pentru că creierul, morul, are o substanță creștină. Nu-i bășcării, bășcării au zis seara la Bolania, bășcăria este globalizant, economist, iar la nimic sfânt, Constantin Oleca zice, în modul nostru de dorice, nu poți să râzi de mama ta, de istorie, de ce se întâmplă, de Iisus. Nu ai cum să râzi, decât dacă ești idiot, tu ai cum să râzi. Iar se duce cu banda, ca să vă aplauze, că se face că râzi, că îl râzi, că te râzi. Ce faci, bine? A zis, că nu-i cunoscute. Să râzi, o frază de acvar. Pentru că la mea, e pe dracu, are credul de peșe. Dacă a plecat, să faci la mea. În 3 secunde se întoarce. Mai bine, e țapă de gândire, țapă de cunoștință. Este, cum se spune, un lucru care nu poți să crești prin el, este așa, este pivot. Este pivot.
vor aici, pe tatăl aceasta, ne bazăm. Eu m-am promovit
se întâmplă, am trebuit să fac o securiță de aia, 10.000 de euro și prin ce știu te spargi, noi vrem cu nervi, cu sufletul, este ca chirurgi, ca la viață, două singure chestii, dacă a plecat, se duce tot. Ecumizarea este fantastică. La spectacole mari nu dorm în noapte, este că nu-ți fac loc de trezire. Dar te implici, dacă ești funcționat dramatic, bună zi. Ei, și atunci am primat poziția. Păi așa a crescut, veniți să vedeți spectacole de la Rapidea și am zis, bă, n-am asupra. Vă învăț cu ce am făcut. Cu ce am putut eu să mă duc în lume simplu, fără impresar, fără nimic. O perică de pantofi de stăt. De ce am făcut limbajul ăsta? De pantofi, așa pentru o fraie. Limbajul de ce? E limba mea, e ceva să vin. Uite așa trebuie să de la cortex, la cortex și de la inima la inimă. Și cel mai bun spectator, l-am avut țara în limba starația de un stadion, aplaudau și treceau până din inimă. Și am făcut o pantomimă, că vremea aia, în 1988, gândește-te în stadion, pe un covor, deci eram chiar în cui. Atât. Cum se vede la 20 și ceva de mii de oameni adunați la momentul cu motociclete, cu colcozul, cu 1988, da? Am fost o frumoasă de muzică, am fost asta și am apărut eu de unde vin băbai și trăgeam de o sfoară imaginară. Și tot trăgeam să vedeam. Tot ce-am eu fac. Și când am dus-o, am dat drumul la clopotul de Kremlin. S-au sfârșit-o din picioare. Era avansată. S-au sfârșit să rămână. Vezi, în fracțiuni de secundă, eu când sunt în sfârșitate și aud în public așa, zic să rămână. Deci, este noi suntem cât mai talenți. Învățați, cu tenoare, nu sunt de traversez în parcul care poate mai talenți. Se uită la mine. Nu cu că e culoarea verde. Acum, acum, tot principiul se uită să fie. Odată. Să vezi cum se ascunde hirier și fișe. Au mințit, avea să ne împărțiți cu zice noi. Pătiniți? Nu, nu era pe stăreție. Să nu folosim și la făcut, că e scurie, să folosim, așa, e scurie. Pătiniți? E metanoia, să schimbați. Avem instituție cu totul și cu totul pe aparte. E campan cu ăla, ce de scoală, Gheorghe, la 5 dimineața își ducea oile și vede un port construit peste râu. Noi avem să creăm un om de lez și stă așa, zice, bă, eu sigur de-am, bă, ăștia au făcut un port. După care trece tot prin apă cu el, trece de două zile. Și bă, bătoare din ea Vasile, cu vacile. Și uite și ăsta rămâne creatin, așa cum știa în viața lui Bot, așa cum. Și ăsta îi strigă, bă, Vasile, bă, vezi că ăștia au făcut un port. Uite, Vasile, a pus, uite, așa, și ce tot prin apă. Deci, iată, ce mecanism are capul acesta, bancul acesta, care detonează niște imbecilități și se arată spiritul alert al acestui neam păzit. Și pe la 10 vine Ionic cu roaba, cu marea ta, de mine, de mine, de mine. Bă, Ionic, că bă, vezi că ești-o făcut un pot, da? Ora se adaptează, se duce pe pot, ce are fece. Când ajunge la jumătate, potul este de nou pe după. Brac, bușteni, apă, valuri, să ne capă. Ea nu s-a lăsat să se arată. Stăteau așa, deci, noi i-am spus că ăștia au făcut un pot. E bacul cu țigare. Tot eu o față de țigare întotdeauna am avut cu 10 pot deschidere pentru că am zis, bă, ați greșit vis-a-vis de lui, să moară mama mai dreptată. De ce mi-ați făcut, bă, fașiți? Că, ca uite că v-au coronat tăia nu știu, pe vremea lui Caragia. Cu toate că vă erați rog, era o lege genială. Dar un țigan fără o curcă, lasă. Vă rog să lăsați tot codul de lege de la Asurbanii pe al Nabucodonosor, că dacă te simți o lege din asta, dacă fără o curcă, lasă. Nu se supiră și la mult. Dom'le, a avut un banc genial, asta e soluția pentru Brășia Montană și pentru toate gunoaia mea de dincolo, care vin aici, pirații aia, cu noi și cu... Că vin cu părăbile, acum i-au găsit și i-au găsit tot. Și că doi țigări în gară, copilul cu tată și de gară, de tipul, luăm trenul și la Uber, mașină. Rioșinile sunt transporte, dar și șinele de gândire. Vreau să mi-au creat în noi paradigme din astea dilematice, din a noastră rotundă de sută. Ce martir noi, părinte, dacă liberea acum, de ce știu, dar mergea cu bunul cu totul și da, nu e așa. Și încerc eu să discute, domnul. Să discute, m-a mai sunat pe mine una să spună și că sunteți de acord cu scoaterea învățământurilor ortodoxe creștini din învățământul nostru? Și cum știu, eu nu discut public așa ceva.
aștept o serie întreagă de intelectuali s-au pronunțat. Eu nu vreau să mai predic și stau... Nu sunteți mândru? Da. De mândru. Știți, eram chirurg la secolul VI, am zis, pare, am zis, prefer să am dreptat de singur decât să mă aștept cu medic credin. Și am zis, domnișoare, eu nu discut public credință. Dar de ce discutați cu niște probleme la ordinea zi? Pentru că credința nu e o problemă la ordinea zi. Sunt lucruri, dragă domnișoare, care nu se discută. Cam creat, de exemplu, viața oamenii noastre. Nu e posibil să te credeți. Mama s-o stâmpă. Eu vreau să spun, mama, nici măcar m-a zis așa, că o luat prin bălării. Credința ortodoxă la poporul românesc, din care nu are mână nicioară, nu s-a putătivă nicio vizatură. Ea este. Și ce este, se lasă așa. Am înțeles și am închis telefonul. E bine că doar se trage așa, din proșele. Și se încălzește. Ce să discuți? Se face discuție. Asta e proșeală, da. Trebuie luat de șine. Și șinele de gândire mai ales. Am crezut că ar trebui să mă lasă. Dar trebuie să l-au propus, dar să facem 21 martie, nu de la de la Institutul de Internet. Păi să mă lasă. Vreau să mă lasă. Vreau să mă lasă. Uite cu glumea. E acolo, dar nu doar cu zi. Dar e deși că te-ai chemat pe fericioarea mea. Ora 2, Ministerul de Interne, era de pe Plaiu, nu știu, Plaiu, 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 Am mai fost scrisoarea asta? Iertați-mă, trebuie să-mi încarcă. Bine. Să mă am? Bine, ok. Mersi ușor. Tu vrei să vezi să spui și... Păi nu știu. Mă sună oamenii să facem revizion, vezi că au făcut revizion. Eram în zietul marmației și am intrat la 6 pe scenă și m-a uitat Dumnezeu. Și n-am făcut și așa, că nu să-mi spuse de altă, m-am zis aici, să mă spun așa, fac, nu? Uitați-mă afară, cât e ceasul? Și mi-a strigat cu Marea Lunșa, e 6 și un sfert continuu. Care a pus piciu și mi-a zis că venit mai era cu un descaun de 5%.
deci știu ce spune. Că îi voi treaba lor. Ce faci, nu-i treaba lor. Mai ajung la masara vei, din pământul român, nu să fie păstea, nu să nu-i în acel... Dar o să ne introducă legi, care să... Foarte bine să-i introducă, că trebuie să scoate. Eu de-a vrut în România să dureze legea mai mult de două zile. Și până conform acesta, este sfânt. Eu am văzut un fiar la o mănăstire cu 1000 de bani, că îți dă cu capul, e așa, de fiar cu bazmă, Nu știu.
nici nu de dau. Pe e plângită. Aia e super. Și eu aia dreptate. Pentru că el o boteza într-un spirit românesc, spațiu bioritic. Eu cred că zicea, bă, nici nu de dau. Bună, nu știu, nu știu, nici nu știu. Guvern, noi ăștia cu trenul nu mai aparțin de misurile pe referat. Dar de ce n-am de multe, mai Dumnezeu știu. Pentru casa 12-a în 2007
sfârșit l-am învins pe cel ce vrea de învins. Aceste date îți vedeau din pădată de identitatea mondială extraordinară. L-au scos, tot așa, în grup de profesori. Și am văzut că așa, eu fac de jos, e un grup de profesori trădători. Și știu eu. E invocat în servicii și serviciul public internațional. Au tot stăcut și au zis așa, au dat portretul și au zis, conducătorul, dacă a fost în altă, uite, prevenit și pus de senzorat. Ce deprimare este pentru Buș să vadă cine a fost conducătorul ăsta. Deci eu am văzut istoricii în noi, era cu câteva excepții, dar nu era cu modernitatea, cu apărătizată, 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 cu prin proverbul, prin istorie ordinară, prin
jest partyzant, co konwolucja szulcza o sakryfikacji nerycach, jazda, totkę, wiemy, że stacją sakryfikacją o kółko pilotni, przeciwnicki, a ma się tak cięcia z dziecią, dojdzie źle, no mamy, szwemea, szwemkary, i działamy ma tyle, gdyby była, niż bo tam świat, kudy jest. Ja bym chciał, żeby to fajnie, że to jest taki bardzo zlecie. Woda sama się sentuje, im suche to ognisus, a to da sama spustka, a iść to jest jakby dyskrytowane. A gdzie jest problem? A to jest krótsze, fantastyczne, tak jest woda, która młoda osoba, która jest komfortowa się kupić. Nóg fać, a nóg to szkapa. Nóg to szkapa, że się ma. Są nóg dyski. To jest tej statystyki. I na ręce, to na ręce, się wziąć z tego ma. A i ci, to jest historia, a to jest historia, to jest historia, to jest historia, to jest perczycja, kupił mi tyle, jest skupato, i okiem na dziki, Kynaczyki wynika, że to co on się zmył, ja bym słowo jest na stronę, to co on się z tego typu, jak on się zmył, że był. Mamy za nie mamy. Czy kąd na umrę, bija w ogóle. A skoba preparacja nie robi. Kynaczyki był firmy, jak mówię, co ci teraz, więc bo jak ja się jeszcze te kapy zadecie się tego. No bo to nie ma, nie te kapy, bo ja bym 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 te kapy, bo ja Și cu cât lucrurile se vor aduna în țară și se vor aduna
trwały pojęcie Sąty Unijne. Na zapytań roku skrycia. Przynajmniej jestem w klimacie ma dwa podzielne karta, pomienia w muzyce, czego było do Dżoru, a to tam, kiedy nie wiem. Ten skrycie to jest ten skrycie, to jest skrycie. Este răbdare Hristică, un alt fel de definire.
La comunicație logică a cuvânt, în 1995, definiția sufletului este așa, dar cea mai interesantă de pe înțep aici. Până la cine nu mai era procesul logic, totul este activitatea sufletului. Totul conține această activitate, fără această activitate nu este suflet. Și Nicolae Paulescu, mare savant ucenic, spune lucruri extraordinare, nu e legat. Eu am legat cu un de suflet, fantastic, zice, orice viețuitoare, ca să trăiască, are nevoie de mediul ambient. Dacă nu moare, mai puțin de lucru. N-am fărut de sute de ani, de aia. Și atunci ce vinează? Că acolo de unii popor gând, ca și poate să pare că nu, gratent, de a merge pe lucru. Ce ne-a dat, Hristos a dat popor gând. Și sumie, săranii i s-a dat să strângă pașii de secund. Voi obișnui cu teatru. Și a venit dracul aia și a spus că pentru 170 de pierduți. Dar la momentul să vin să-și cer tribul. Să te supărește, au o fată frumoasă, nu știu ce, și vine dracul și spune, am venit să-ți iau o viață. Și s-a văzut cu un contract. Și ce mai e răbdare puțin cu mine, nu mi-a trăit viața. Nu vin să te iau. Și atunci, genii poporul ăsta, îi vorbește pâine de pe masă. Pâine de pe masă îi vorbește dracul, zice, fii dat-o de aici. Eu am fost un bob și mă băga sub tot. Și m-am fost frig. Și m-am îndurat. Și am îndurat. Dar au deșit. Și am venit iară. Și am îndurat. Și am îndurat. Dar au deșit. Și am venit prima la născut și vară. Și m-am să cerea cu o feminare. M-am dus la numare și m-am măcinat. Piatra. S-au luat să pâine, am lăsat rău și face acolo aceste rădări care își poate să transfigurarea fantastică de la până în starea terapie. Deci l-a pus la o curs. Este o curs. De asta zice Mircea Bătrânescu că poporul nu crește în virtualitate. E un boicot al istoriei, zice Lucian Bloc. Tu nimeni nu se spune multe lucruri. Dar ce fie asta? Sigur că nu să stăm acum așa să dumneavoastră chestii, dar nu poți să mă depinzezi. Ce rând e când spune capacul la conștiu de țelul ar vedere de la uie? Ce rău de mare suflet din tot atunci când vine din viața asta. Asta, și am să vă spun în final, autoritatea sufletească de voivodată. Eu am mai spus cu o inconferență, prăjitoare de viață. E un vers enorm de mult și rapid, nu mai trebuie să duci și să citești din tot. Este o contaminare, dacă bine, calmuream în jucat și de fapt ceva. 1000 peste 1000 de reprezentanți. Dar dacă o punem acum pe banda de radio, o să facem până un capă ciugă, că deși că mă lupa nu este a voastră, eu zic la fapt. El era atât de ceva și mare că sunt impunit la ceva și mare. Dar tot la ce și ea, în la Casa Centrală, mai trebuie să dea un timp pe spectacol, și striga cu aa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 a
cieszy pogromne ze swojej nazwy, bo Radecka i Gmini, Tertyni, Kontrasy Teum, Lukasy Lukaty, Fantasy Środowisk, Centralna Kupa, Kuma. A u nam nie tracę tylu rysów do dzień, nie zasługa się swoje numerze, gdy się wyjdzie i rzucą do kawy, gdy się intymują. Thank you.